Peste 84% dintre angajații instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din Republica Moldova au fost imunizați, comunică Ministerul Educației și Cercetării. Cea mai mică rată de vaccinare cu schemă completă au cadrele didactice din grădiniță. În învățământul preșcolar, peste 75% dintre angajați au fost imunizați cu schema completă. Cei mai mulți profesori care au decis să-și administreze vaccinul împotriva infecției COVID-19 sunt cei din cadrul învățământului profesional tehnic și superior. Astfel, în cadrul colegiilor și școlilor profesionale, pedagogii s-au vaccinat în proporție de peste 86%, iar în universități puțin sub 86%. Cele mai bune date sunt înregistrate în municipiul Chișinău, unde sunt vaccinate circa 97% dintre cadrele didactice și personalul auxiliar. În Republica Moldova, peste 1 milion de persoane s-au vaccinat cu schema completă. Potrivit responsabililor de la Sănătate, acoperirea națională cu schema completă în populația generală constituie peste 29% sau 47% din populația cu reședință obișnuită, raportată de Biroul Național de Statistică.